spun, o veste bună, de fapt, pentru țara noastră. Astăzi, Guvernul României a aprobat debursarea împrumutului pentru Republica Moldova, prima tranșă din acel împrumut de 150 de milioane de euro, care reprezintă 60 de milioane de euro. Tehnic, deja urmează până în data de 24 sau în jurul datei de 24 august să ajungă banii la Chișinău. Îmi pare foarte bine, pentru că acest fapt denotă încă o dată că lucrurile s-au pornit în direcția cea corectă.